Dacă îți plac prăjiturile cu smeură, îți arăt cum să pregătești o prăjitură cu smeură super delicioasă, dar foarte ușor de pregătit. Toată familia o să fie încântată de această prăjitură. Hai să-ți arăt de ce ai nevoie. În descriere veți găsi și lista de ingrediente și gramajele de care aveți nevoie. Într-un bol încăpător am pus 4 ouă întregi, 15 grame de zahăr vanilat, 15 grame de praf de copt și puțină sare. Amestecați totul foarte bine, după care adăugați zeama de la o lămâie, 200 de ml de ulei, 200 de ml de lapte, amestecați foarte, foarte bine, 150 de grame de zahăr, după care aveți nevoie de 350 de grame de făină pe care am cernut-o. Amestecați bine până se omogenizează totul. Aluatul va trebui să arate cam așa. După ce l-amesteci bine, lasă-l la frigider pentru 15 minute. Apoi, într-un bol separat, am amestecat 500 de grame de mascarpone, peste care am adăugat 2 ouă și 3 linguri de zahăr, o esență de vanilie, zeamă de la o jumătate de lămâie și 2 linguri mari de făină. Amestecați totul foarte bine până se omogenizează și arată și aceasta ca și o cremă. Ai nevoie și de smeură, peste care să adaugi o lingură de făină și să amesteci totul foarte bine. Apoi, într-o tavă mărimea de 25 x 35 de cm, adaugă compoziția pentru blat, pe deasupra adaugă smeură, apoi câțiva fulgi de ciocolată, iar pe alocuri vei adăuga amestecul de mascarpone. Dați prăjitura la cuptorul preîncălzit 170 de grade timp de 25 de minute, căldură de sus și de jos. Am topit 150 de grame de ciocolată albă, peste care am adăugat 30 de ml de smântână lichidă și am adăugat-o pe toată suprafața prăjiturii. Apoi 100 de grame de smeură o pasați cu o furculiță, după care o adăugați deasupra prăjiturii din loc în loc. Iar cu ajutorul unui bețișor dați formă cum doriți. Și dacă îți place ce postez, nu uita să mă urmărești, mă ajută foarte mult. Și până data viitoare, vă salut cu drag!